La mulți ani! Mă! Din astea care se aprind din nou. Sunt din alea care se aprind din nou. Astăzi este ziua Iasminei, oficial vorbind, că ați văzut și aseară am făcut o mică surpriză. Am ajuns și la restaurant și aici se mânca porcușorul într-un lir fatal. Bună! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Mamă, cât am mai mango aici. Mango style, mangosito. La mulți ani, cine să trăiască, cine să trăiască. La mulți ani, Iasmin să trăiască, Iasmin să trăiască. La mulți ani! 27 de lumânări sunt aici, două în fața la roz și 7 pe fond. Se vede? 7? Da, uite, 2 și aici sunt 7 și te fac și cu sclipici. Serios? Da, 2. Deci cum ai găsit să fii 7? Păi așa am făcut. Așa erau? Da. Ei, îmi dai tortul înapoi! Îți țin eu ca să sufli tu. Uite că își face și sclipii, să nu-ți dea în pol. Hai, gata. Sufla tu când vrei. Mă! Sunt din astea care se aprind din nou. Sunt din alea care se aprind din nou. Te amețea. Hai, azi. Cred că trebuie să le băgăm în apă. Nu mai că sufli până amețești că nu se sting. E funny. N-am știut că din astea. Dar oricum, te-ai distrat suficient? Sau ce facem? Așteptam să-i stingă. Las că le stingă. Nu, păi dar nu băga tortul în apă. Nu-l bag în apă, m-au dus să cât le mai pot. Mai ai ceva de spus aici? La mulți ani. Stai să fac și o poză. Hai. Unde mi-e târziu? Bună dimineața, zi super important astăzi, zi mare și frumoasă, cu însemnătate și cu, ce să mai zic, numai de bine. Astăzi este ziua Iasminei, oficial vorbind, că ați văzut și aseară am făcut o mică surpriză și am ieșit la plimbărică de dimineață. O să ne petrecem toată ziua astăzi, în schimb vremea ne joacă un pic peste, aici este scuterul din dotare. S-a dat drumul iarăși la infecte speciale. Mamă, ne plouă oricum. Ne plouă un pic. Haide, ne-am adus sub o ștreașină așa micuță, cât să putem să trecem cu bine de plăcicatea asta. Scooterul este cel un pic udat, o să mă duc imediat să-l mai trag la... S-a oprit. Ce se aude? Tocmai ce am încheiat și eu acum întâlnirile de luni. Ne pregătim iar să fugim de ploaie, că am fost aici de postiți. Iasmin e acolo în poziția de căutare a banilor în porțetuță. Și am nimerit la un bar chiar frumos aici. Un bar foarte fain cu vedere la
și anume mare, un pic agitată. Dar uitați-vă ce negreală se vede încolo. Oi, oi, oi. Nu se vede prea bine. Deci la cameră nu se vede prea bine, dar trebuie să fugim cât mai mult în direcția opusă, să ne ascundem de intemperii. Am fugit noi cât am fugit, dar ne-a prins. Și ajungi uneori în Thailanda să fii super happy când găsești asemenea așezământ. Am găsit un fel de acoperitoare cu găini aici și cu ce s-a mai putea găsi, pentru că bine, teoretic văd că localnicii mai merg, dar e cam prăpădeală. Nu prea era de mers chiar așa. Poate s-a oprit ea. Deci aici pur și simplu poate să plouă 3 minute, să rupă în două și după aceea, buf, se oprește deodată. Pentru că atâta intensificarea vântului, asta înseamnă că se poate să mai urmeze o rundă. Deci o zi plină de însemnătate, este astăzi ziua Iasminei și ne petrecem fugind de ploaie. Ne pregătim să mergem la restaurant. Ia uitați-vă la Iasmin ce elegantă este și pregătită de mers pe scooter în papucei, în Adidas respectiv, dar cu o rochie foarte elegantă. Să sperăm că nu ne prinde vreo ploaie și... Săraca, e pătată peste... Acum important este să vedem cum rezistă până acolo. Ne-am luat și pelerina. În orice caz, ne pregătim să ieșim și noi într-un loc mai special cu această minunată ocazie. Te iubesc, dragoste, la mulți ani! Mulțumesc! Am ieșit aici la restaurant, dar se pare că vine să ne ia cu mașina să ne ducă unde trebuie să ajungem. Să vedem, să vedem. Nu, nu e nimic aici, într-adevăr, e doar aici, da, e un fel de oficiu, un fel de pupitru, un fel de ceva. Exact. Mamă, știi ce a venit și ne-a tras caleta? Nu, știu, frate, n-am bani. Ia să vedem pe sus, pe aici ce mai e. Wow! Ce? E ceva spectaculos. Este, uite, un lac artificial. Aici se joacă. Da, da. Exact, exact. Boierimea aici stă, mă, Iasmin. Și de ce e un lac artificial? Adică ce faci cu el? Nu știu. Poate crescătorie de pe aici? Aba, nu. Poate o fi pe străvărie. Da, ne place aici unde am ajuns. E frumos să vizitezi și asemenea locuri. Nu. Clar, nu este. Ba da, păi asta, la din asta te-am dus, dacă tot nu toată excursia mergem pe chestii. Este ghiozdanul în spate. Da, băștinașe, eu merg cu ghiozdanul meu în spate. Iubita mea, ți-am spus, atitudinea este cea care contează. Uite-te la tine ce frumoasă ești. Locul tău este în orice loc. Hai, a venit limuzina, hai. A venit limuzina, ok. A venit... Nice. We like. Aha. Hai să te ajut, hai să te ajut. Da. Hello. Hello. Yeah. Ok. La ce ora avem rezervare? La 5:30 ne-a spus domnul de la rezervare să ajungem. Deci suntem și punctual pe deasupra, nu? Ia să vedem unde ajungem. Să vedem. Bye! Poate e un loc secret. Nu cine știu că aici era ăsta. Da. Și eu am zis, uite, in. Da. Dar de aici zici că am intrat pe Tarlaua de la... Nu, aici e privată zona. Mergem la dinner. Pentru că astăzi este ziua ta. Și eu. Ne-a dat domnul jos din... Stai să filmez să știu de unde trebuia să ajungem, precum Hansel și Gretel. Deci de aici ne-a lăsat. Deci asta este plaja. Poate, Doamne ajută, avem și parte de un apus frumos. Iasmin a dat-o cu a doua, tot înainte. Se duce să vadă unde restaurantul, care din pănuile mele este pe undeva pe acolo, pe zona aceea ce se vede.
Da, deja e frumos, eu zic că e frumos. Așa cum arată totul, e destul de... ca în filme. Occidental. Am ajuns și la restaurant. Ia să vedem. Știu, aud despre ce e vorba. Stăm înăuntru pentru că afară se poate să fie bujelie. Hai că e bine. Suntem aici, ajuns frumos. Ia să vedem acum ce bunătăți vin pe masă. Yummy, yummy. Am început cu niște orez. Ok. Sup, ok. Ui, ce spic avem aici și ce, cred că asta este ceva. This is pork. Yeah. Oh, excellent. We like pork. Ok. And this is evening glory. Ok. Morning glory. Evening glory, morning glory, every glory. Yeah. Excellent. All the time glory, yeah. Yes, of course. And this is the red curry with prawn. Yes, red curry prawn with pineapple. Oh. Nice. And the last one. My God, there's more. This is the vegetable with the southern style dip. Okay, yeah. Thank you. Kapun ka, thank you. Thank you. So, enjoy your dinner. So many things to eat here. Bine că ai venit, că aveam nevoie de ajutor. Ia uite ce e aici pe masă. Ești cu poză cu aparatul? Nu, dar hai să-ți povestesc puțin despre ce e vorba. Supa... Asta e porc. Ala e porc, 100%, da? Supa de cocos. Ceva pe bază de pui. Asta este shrimp-ul cu legume. Aici este alt crevete cu curry. Și aici se numește Evening Glory, ceva cu verdeață. Cu sos de stridi. Cu sos de stridi. Oyster sos aia. Dă-mi parat ceva foto. Happy? Da. Era perfect dacă aveam parte și de un apus de una superb. Deocamdată tot plouă. Și va fi destul de fain cum Iasmin va fi pe motoretă cu această ținută. Oamenii de aici s-au mirat când au auzit de unde am venit noi pentru a ajunge la acest restaurant. Dar până la urmă, ne place să ne bucurăm de fiecare moment. Dacă am fi stat numai aici, probabil că ne-am fi săturat. Așa, uite, ne bucurăm să fim serviți așa. Ne place această experiență. O să începem degustarea, pentru că știți că ne place să arătăm și înainte și după. De asta cu ce e? Cu supa... Pui, nu? Da, cu supa de pui și de cocos. Ea arată, după cum o vedeți, este o supă super frumoasă. Arde. Da, ia ai grijă să nu te ardă. Arde. Dar zici că e ciorbă de burtă așa, dacă ar fi să asemăn cu ceva și de la noi. Și de fapt e cu cocos. Și e de fapt de cocos, exact. În schimb, dacă vrei, puteți să începe poate cu porcul, poate cu ceva cu bază de orez și după aia să lăsăm să mai răcească. So many options here. Hai să încercăm cu porc. Hai să începem cu porc. Pentru că atunci când ai prea multe opțiuni, nu mai știi cu ce să încep. E lunghiul ăsta, zici că arată ca fiind... Ce asta? Bale de porc? Da, e de la fiertură. Deci ideea este, exact, sunt niște din asta, dar... Wow! Zici că e piftie așa arată. Oh my God! Ia să te vedem. M-ai speriat, am crezut că era un firicel. M-a luat să-i dimă. Am zis că mâncăm gratuit aici. Mamă, păciorica e. Yeah. Ai auzit gluma mea, nu? Că am crezut că ai găsit un fil de porc. Cum le urmărești tu pe toate, de mâncăm gratuit aici la restaurant. Cum e? Hop. Say something. E super interesant, are puțe scorțișoară, nu știu. Dar era doar șorici ce-am gustat eu, adică ți-e topea în gură, da. Super bună, adică... Îmi plouă în gură și uite cu ploaia asta,
Deci eu sunt pe șlagăre românești, cu de la Say Something până la Ploua Infernal, este doar o simplă aruncătură de băț. Afară ploua infernal. Și aici se mânca porcușorul într-un lir fatal. Bună. Problema este că porcul e atât de bun încât se topește în gură. Este un porc deosebit. Deci mă credeți că mi-este greu să țemin așa? Mi-este foarte greu să țemin așa și mai tremură calul din când în când. Ghiși de ce? Hai să vedem dacă îți dai seama repede. De ce mi-este mie greu să țemin așa? Ai fermă musculară de la sală? Da, tremură cărnița pe mine. Bună treabă! Am trecut acum la puiuț. Eu aș fi mâncat tot porcul, dar mie că mă satur și vreau să gustim toate. Da, puiul se pare că are niște urme de picanterii. Trebuie văzut și zeama asta cu ciocul. Îmi moaie un pic acolo în zeamă. Ochii ăștia peste cap îmi spun multe. Eu ți-am zis că restaurantul va fi aproape doar pentru noi, dar tu nu m-ai crezut. Îți servezi ziua în regim de exclusivitate? Oh, sărăcuț. Vrând nevrând, relatările noastre s-au transformat în relatări de tip vlog de mâncare și vlog de starea vremii. Dar urmează și alte experiențe de viață, asta e clar. Super bun. E bun și ăsta? Mai bun porcul, dar și ăsta e super. Dar nu poți să te surprind adică cu nimic. Adică până acum să compari porcul, da? Știi? Porcul e porc. Deci nu poți să te surprind cu nimic neplăcut, nu? Bun rău. Trebuie să mai gustezi, mai gustezi. Hai, gustă-și tu. Cu și eu imediat, că eu mă ocup cu filmatul. Am gustat și eu din pui. E super, 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 mai ales că are cam un fel de crustă, așa, nu știu dacă se vede. Are o crustă pe deasupra de ceva verdețuri. Este fabulos și cu sosul ăsta, păi, de cap. Bun. Și am trecut la... Creveți, este un curry. Un curry de creveți. De unde arată bine, sunt mari. De unde eu să gust mai puțin, pentru că sunt un pic alergic la creveți. Ia uita cine se bucură. Așa e viața. Acum, oricum, partea bună, vă spun așa un secret din casă. Iasmin nu-mi pănâncă prea mult și atunci... Servitură? Eu mă voi bucura de faptul că... Cred că ai... Aici, la tine, șervețelul. Ăla. Deci eu mă voi bucura de faptul că Iasmin va mânca mai mulți creveți, timp în care o să mănânc mai multe dișuri care mie îmi plac. Deci e un echilibru aici. Cum sunt creveții? Ce înseamnă acest? Mai bun porcul și puiul. Mai bun porcul și puiul? O să gust și eu din ei imediat, ia să vedem. Am gustat și eu din creveți mai devreme, dar am putut să mă abțin. Sunt super fain, mai ales că au ananas și sunt și picanți. Nu știu cum e zeama asta făcută. Sunt și bine, dacă îi pui așa frumos în un orez aici. Zici ceva. Bun, chiar bun. Porcușor aproape s-a terminat, puiul clar de mult. Și mai avem aici, arată ca fiind un dish foarte sănătos ăsta, așa, cu multe legume. Nu? Vezi că mai rămas un nou aici, vei? A mai rămas un nou care a supraviețuit Paștelui. Și vezi, vei așa, de-aia nu știu ce să zic, dar acum am mâncat unul deja. Mâine avem oricum, suntem pe drumuri, ce să facem? Ia supa asta odată, mai ne vezi că e bună rău. Ia, yeah. Supa, e bună asta? Dă și mie în curaj. Nu, că o supa, dau pe lângă. E foarte bună, de seamă. Descrie un cuvinte. Nu știu, deci e ca un porție al nostru de cu cocos și e și acrișor și picant. Și dulce în același timp. Fără să fie grițos. Ca un porție al nostru. Deci e acrișor, iute și... Ia. Nu te aștepta. Are gust și de verdețuri, nu știu, e bun al rău. Maaa, ce bun e. E super bun, e un... Nu pot să-l compar cu ceva ce am mai mâncat până acum. Serios. E greu să descriu. E foarte greu. Trebuie să veniți să mâncați, nu știu. Da, clar. Nu e greu de descriu. Nu vă bazați pe noi să vă descriem. Da.
Deci recomandăm acest restaurant care chiar se servește la pachet și cu porție de peisaj. Frumos. Și servizia e de 4 stele. Și de 4 stele, da, servizia chiar e de 4 stele și dar tot. Dar prețurile nu sunt. Nu, prețurile chiar sunt acceptabile. Pentru Thailanda sunt mari, dar pentru România sunt la Brașov. Exact. La Brașov, mai la pe restaurant din aia, cum o măricuță, cum nu știu ce, am batut, am dat aici. Exact, da, la Stâna, cum îi zicea, la... Pe la Stâna, dacă ne luam, am dat două feluri principale și desert. A, era. Era, cred că săream puțin peste. Exact. Dacă să mai lași o vișinată, la revedere. Așa e, așa e. Da. Ne place. Ca să folosim un termen corect, a început operațiunea de decorticare. De pielițaie. Decorticarea crevetelui. Adică a fost ușor, a mers ușor până la urmă. Cred că o să fie mai complicat. Aici nu cred că se mânca. Nu, nu. Ia uite ce frumos e. Stai că mai era. Mai era. Și mai apoi zice că acest crevete se va scălda în caramel picant. În caramel picant. Și ne-au mai auzit de asemenea invenție caramel picant. Miroase grătar. Iasă. Deci aici cred că e caramelul picant. Și luăm reacții la cald. Miroase a caramel? Miroase a fumat, nu știu. Ia. Hop. Hop. Deci acum că se gândește, se răzgândește, se vede crevetele aici îmbucat, cred că n-ai pus suficient sus. Hmm? Care e senzația? Eu nu pot să gust din crevete. Sosul e foarte picant. Sosul e foarte picant. Ia foarte să, picant. Ia să te aprob. Ia. Nu știu cu ce e, ceva foarte dubios și arată dubios, adică... Ia. Mie mi se pare că ăsta e cel mai dubios dish de pe masă. Da, este. Iar mamă, acest crevete e puțin murat, nu știu ce explica, are o... Mamă cât de picant! Deci crevetele astea are pus de oțet cu... Oh my god, cât de foarte picant! Foarte dubios, cel mai dubios dije. E dubios rău. Dar e dubios în sensul... Dubios, deci nu... Da, nu înțelegi unde să-l cadrezi. Nu prea-mi place, nu prea-mi place. Și nu e niciun caramel, așa îi zice domnul ăla, cred că făcea mișa de noi. Păi dar nu fă niciun caramel nici nu. Nu, așa e el caramel, că e sos și... Mama mea, dar cât de picant e. Cred că mai bine mănânci fără sos. Crevetele este dubios. E dubios? Vreau, îmi place mie crevetele, că mi-are gust așa mai mult de pește crud. Ia, dă să-l miros. Să-l văd. Dă să-l gust. Dacă mă umflu pe aici, știi, nu-s pe casă. Nu, nu gusta. Du-o cu domnul. Nu gusta, te rog. Am claritin la mine. Eu știu. E acel gust care mi-e sigur o să mi se umple buzili. Mie cred că mi se umple stomacul. Deci se întâmplă momente în viața în care nu chiar tot e perfect. Depinde de gusturi. Depinde de aici gust. Mâncare pentru toate gusturile, asta e chestia. Da. Deci crevetele... Dacă parți a două sau trei persoane, sigur unora le plac de beiți, unora lapte de cocos, unora pui, oarcă la porcul, nu mănâncă porcul, nu mănâncă pui, știi? E, trebuia să fie și o asemenea situație. Deci crevetele, dișul ăsta e mai ciudățel. Dar e mâncare pentru toate gusturile. Exact, e mâncare pentru... Adică dacă ți adună la masă 2-3 oameni, poate unul îi plac repeți, dacă ar fi unul să... îi place porcul, altul nu mănâncă nu știu ce pește. Da, dacă ar fi să încadrăm așa pe o scară de la 1 la 10, crevetele cam pe unde ar fi? Crevetele ar fi la 1. Crevetele ar fi la 1, față de restul, am înțeles. Dar cred că mai încerc o gură. Hai, mai încerc. Dar nu-mi place deloc. Simpatic. Dar vreau să încerc, eu sunt din asta de experimentează. Stai că te văd eu cum experimentez când am găsit scorpioni și șerpi. De mâncărică. O să mănânci scorpioni? Nu știu ce are gustul ăsta ciudat, sosul sau crevetele. Da. Cred că mai bine nu mai bagi în sos. Poate rezolv problema. Crevetele. Crevetele e ațos? Nu e ațos, are gust ciudat. Da, păi eu ți-am zis, e făcut la grătar și gustă. E marinat înainte sau ceva? Marinat înainte sau ceva, e genul de gust care, știi, e ca așa ca de amoniac. Da, nu? Da. Bine, n-am băut, n-am mâncat. De pește sepie, de sepie, gust de exact, sepie. Ca de sepie. E, genul de amoniac, ăla pe unde mă căpiază. De miros de amoniac sau de așa, pentru mine, aia, egal, alergie, alergie sigură. Anyway, acum nu putea să fie totul chiar perfect, dar ne bucurăm de tot ceea ce e pe masă și exact cum ai spus tu mai devreme, hai să trecem la supica. Că aici, sigur, e drept cu destul de ok, nu? Da,
Lăsăm dișul acesta pentru mai târziu, dacă mai caz. Legumele cum sunt? Seci. Da. E bine, deci de asta, oameni buni, vedeți, urmăriți materialele noastre, pentru că noi dăm un feedback din ăla, din topor, așa, autentic, să zicem. Nu... Ca să dreagă gustul, acum Iasmin cred că mănâncă un pic de porc. Pentru trecerea de gust, a trecut la porc, un clasic porc românesc, asta sigur este. Cu asta sigur nu dai greș. Oh my God, ce picante! Ai prins o picanterie, nu? Dă-i cu zamă! Deci supa asta este ceva, nu știu cum să descriu, este Kinder cu surprize. Ba e dulce, ba e acră, ba eu am nimerit mai devreme un lemongras, e foarte, foarte, foarte tare. Mie mi se pare că, vezi, roșiile astea sunt întregi, frunze, verzi. E o nebunie, e o nebunie supa asta. Foarte bună. Asta e, cum se numește supa asta? Cred că e Tom Kha. Tom Kha. Deci asta e Tom Kha, nu e Tom Yam. Tom Yam e fără cocos și Tom Kha e cu cocos. Tom Kha cu cocos. E ceva fabulos. Da, foarte, foarte interesant dișul ăsta. Și are și lemon, gras și de toate. Coriandru, ceapă, corian, ceapă, nu, deci ui, e, efectiv ardii. Îți bubuie cerul gurii de câte variante de... Și fiecare gură e diferită. Exact, da, da, ce bine ai zis, da. Deci fiecare gură pe care nu știi ce te așteaptă. Ba e picant, ba e... Da, foarte bună. Da. Asta apropo de a trece de la, de la creveți la, la supa asta. Dar urmează și dișul acesta, cu siguranță. Și să nu uităm de asta, că ne-am atins. Cu stridii. Cu stridii. E teamă. E teamă. Toată zeama asta e sos de stridii. Ai. Ia uite ce a picat lumina afară, se vede așa pe beznă. Frumos, deci că suntem în Islanda acum, cum vedea. Deci varurile astea așa pe... Ador Islanda. Ne mai întoarcem în Islanda. Dacă n-ați văzut clipul nostru de pe Island, din Islanda, uitați-vă pe canalul Iasminei. Am surprins în direct momentul în care Iasmin dă pe ea. Este trendmark. Acesta. Trademark, nu trendmark. Trendmark, că tu setezi trendul. Despre asta e vorba, dați pe voi, murdăriți-vă și simțiți-vă bine. Și am ajuns și la verdețul cu sos de stridii. L-am gustat eu mai devreme. Problema este că suntem atât de giftuiți încât oricine ai da, acum nu prea ne mai place. Dar nici desert. De desert mai e loc. Cer. Întotdeauna. Pentru desert mai e un stomacel suplimentar, numit stomacelul de desert. Dar am mâncat bine, rău de tot. Nu totul bun, dar am mâncat bine. Putem să zicem. Porcul ăsta mai mănânci? Vrei? Vreau eu, da. Ia da. Porc. Da, vreau bun. Am lins și zama asta albă. Am lins toată zama asta albă, tot eu m-am ocupat de ea, că între timp când nu filmez radiez, când mă filmez mănânc. A fost foarte bun, numai că e complicat să mănânci cu tot ce e aici, adică am mâncat doar zamă. Sunt chestii care pentru noi sunt total neidentificate și... Ghimbir ăsta, sigur. Ghimbir, îți dai seama cum e să iei bucata asta de ghimbir în bună. Și ghimbir și uite-l aici cum zace lemongrasul. Asta e lemongras. Ăla e lemongras? Da. Aoleu, urăsc lemongras. Da, am luat niște guri mai devreme. Nu e chiar atât de... Da, e o savoare care, nu știu, complicată pentru noi uneori. Ia să te vadă. Ce zici tu? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Almost the wind. Thank you. Cap un cap. Dorință? Hai. Pune-ți tu dorință. Să ți se împlinească, iubire. Mulțumesc. Să ți se împlinească, să fii fericită. Ia uite ce avem aici.
emoții, doamne, știam dacă găsesc cu 27. Doar că asta n-a mers, era cam brainy. Era cam brainy, dar și-a făcut treaba cât de cât. La mulți ani, dragoste. Mulțumesc. M-am uitat mango. Mamă, cât am mai mango aici. Mango style, mangosito. De s-a fost la tort. Hai. Trebuie să-mi iau și o revanșă, că vine și ziulica lui Alexandru. Ei, dar cine e asta să pui presiune pe tine? Tu aproape în fiecare... Vom vedea, nu? Stai să-ți vreau și scoarea asta, că s-a plăștit. Așa. Ia uite ce fumușele e aici, tortulețul. Și pe lângă tortulețul, pentru copilașii cu minței, am primit și... un sticky rice with mango. Mm. Uite mango. Așa trebuie să înveți tu să-l tai. Da, să știi, e o tehnică aici. Adică cred că se taie exact acolo pe mijloc și după aia bam bam zam zam. E ceva. Buleți așa. Nu e o chestie prea ușoară. Da. Asta e desertul ăla. Care? Ăla cu walnuts. Da? Ah, ce tare. Deci am căpătat și desertul de la celălalt dish complet, nu? Ce tare! Mm-hmm. Altă faină, foarte faină. Chiar altă faină. Yummy, yummy! Yum! Bun! Chiar e bun? Chiar e bun? Și arată și super faină. Chiar arată super faină. Funny! Dăm un thumbs up! Thumbs up, thumbs up! Super! La mulți ani, dragoste! La mulți ani! Să fii fericită, să fii iubită! Și tu! Tortul a fost cum a fost, dar mango sticky rice devine... Ce o să ne facem azi mie când nu mai găsim mango sticky rice? Lasă că mai avem o lună de mango sticky rice. Mai avem o lună, nu? Și după aia? Treaba e complicată. Față de celelalte pe care le-ai mâncat, cum ți se pare? Este mai bun decât mango sticky rice. Ce, asta, prăjiturica cu da. Nuci? Da. Din punctul meu de vedere. Mm-hmm. Nu trebuie să fii de acord cu mine. Știu că nu ești. Știu că ești disperat după mango sticky rice. Fiert sunt pe mango sticky rice. Deci eu, dacă aș putea, aș mânca la dimineață, la prânz și seara, mai mango sticky rice. Dar trebuia să fii și cu înghețată asta. Care? Așa ce am în meniu. Nu, cred că celălalt. Ala cu walnuts. Nu, asta era, uite, da? Simplu, da? Nu, no. Ok. Nu știu. Bun? Bun. Mai bun decât de obicei? Nu. No. Deci e bine că am gustat și din cealaltă prăjiturică. Asta fiind cumva deja un clasic. La mulți ani, bine. Mergem acum, ne duce domnul cu mașinuța electrică. Ne duce înapoi la parcare, de unde vom lua scutarelul. Și ne vom retrage noi la cazarea noastră discretă. Ne facem bagajele, căci mâine plecăm spre Koh Samui. La abia așteptăm. Party People, una din fetele care a cântat acolo, nu se vede nimic. Care ne-a servit la masă. Ea din Koh Samui și da, a zis good choice. Deci Koh Samui abia ne așteaptă. Deci ce s-aude? S-aude vreo bacă? S-aude ceva? Dar se aude ceva acolo, ca un emu, nu știu. Nu știu, se aude ceva. Nu, iubita, s-a auzea din junglă, dincolo. Ah, uite aici, e gata. Da? Da. This is it. This is it. This is the parking spot. Excellent. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good night.
Bye bye. Oh, oh. Big guy. Da cu capal. Bye. Bye. Ok, hai că încălecăm poșa. Cred că voia să-i dăm bacșiș. Bacșiș, de unde atât bacșiș? Hai, da, să o călăm trașcalet. Ne pregătim să plecăm din Koh Lanta înspre Koh Samui. Am ajuns la bordul feribotului. N-am putut să filmăm până aici, că am fost pe fugă. E un feribot destul de mare și de luxos, aș putea spune. Stai că începe să arate bine. Să se arate bine, bine. O piscină drăguță. O muzică frumoasă de la un bar. Atmosfera festivalieră. Și iată ce se arată în zare. Hello? Hello, hello? Thank you.